Bine v-am găsit! Sunt undeva pe un drum prăfuit care duce spre Slobozia. Nu e acea Slobozia la care vă gândiți. Sunt în județul Argeș, la vreo 50 de km de Pitești și aproape 100 de București. Caut caravana cu medici. Drumul m-a dus la capătul satului, unde într-o sală pusă la dispoziție de o companie locală, Dan Bread, erau deja vreo 50-60 de copii împreună cu părinții lor. Un mini-spital. Asta au făcut aici, practic, medicii de la caravana cu medici. Numărul de voluntari, cred că e undeva între 30-35. Venim de la București, iar ca și specialități avem partea de stomatologie, partea de pediatrie, pentru că este o caravană centrată pe pediatrie. De când ați născut băiețelul, de câte ori a fost un medic pediatru la dumneavoastră acasă? Pediatru? N-am fost niciodată. Dar pediatru să fie 2 ani, 2 și ceva, cam așa. N-am mai avut probleme. Numai la medicii de familie. Sunt specialiști, vreo 6 specialități, iar aici suntem în cabinetul de pediatrie. Ce vreau să vă spun, sunt oamenii care n-au văzut, deși au copii mici, niciodată un pediatru la ei acasă, deși așa ar trebui să se întâmple. Eu sunt medic pediatru la Spitalul Grigore Alexandrescu, spitalul de urgență pentru copii. Când considerăm că este cazul de investigații suplimentare, chemăm la spitalele noastre, în specialitățile în care este nevoie. Sigur că nu toți vin, pentru că au nevoie de bani pentru drum. Și asta este o altă, să zicem, o altă problemă pe care încercăm să o rezolvăm aici. Toți cei care vor avea nevoie de consultații complementare sau suplimentare a ceea ce facem noi aici, vor primi un contact și cumva un itinerariu spre mai departe. Ce pot să vă spun? Suntem încântați că ne-a făcut așa ceva și este chiar de ajutor, pentru că plecam cu băiatul la București sau la Pitești, la spital, cheltuiam o sumă de bani. Și... a doua oară, când se întâmplă, anul trecut am avut ca scop adulții, ca să spun așa, au fost în jur de 250 de persoane, cărora li s-au efectuat analize de sânge și urocultura. Și, din păcate sau din fericire, au fost descoperite cam multe cazuri de virus hepatita B și C, în jur de 35 de cazuri. O parte din ele au ajuns la medicii de specialitate. Femei care au făcut testul Papa Nicolau pentru întâia oară datorită caravanei cu medici, care a venit cu acest mic spital și l-a amplasat în localitate. Ca la fiecare specialitate ajung în perioada în care este de tratat și nu de prevenit. Pentru partea de prevenție, mult mai puțin, iar copiii sunt aduși de obicei în urgență. Numărul maxim de copii este 120. Așa am planificat cu medicii, cam atâta pot să fac dânsii astăzi, 120 de persoane și cu siguranță vor veni până la sfârșitul zilei. Asta a fost povestea de la Slobozia, județul Argeș. Eu plec înapoi spre București, însă caravana cu medici pleacă mai departe spre Vaslui, un sat uitat de lume, unde urmează ca medicii de asta dată să facă analize și să-i consulte pe localnicii de acolo. La fel, oameni care probabil n-au ajuns la medic de nu știu câtă vreme. Asta înseamnă prevenție înainte de orice.